prin intermediul noilor volume, locuitorii din Ecolaiuca vor avea acces la o varietate mai mare de cărți, ceea ce va contribui la îmbogățirea intelectuală și culturală a comunității. Avem copii foarte dornici de carte. Copiii când vin nu pot găsi o carte nouă, oarecare. Și tot ce pe cele vechi sau încearcă să găsească pe internet. Elevii gimnaziului Neculaieuca au fost încântați să vadă cum rafturile bibliotecii se îmbogățesc cu aproximativ 100 de cărți noi, semnate de autori locali și internaționali. Această colecție diversificată le oferă acum șansa de a explora noi orizonturi literare. La bibliotecă vin, recreația, pauza, e plină bibliotecă. Ne bucurăm foarte mult că, într-adevăr, avem cărți vechi în bibliotecă și trebuie să le înlocuim cu altele noi. Acum, cred că o să fie cu mai mulți copii. Lectura nu strică și de atâta îndrumăm pe copii să vină la bibliotecă, să citească. Pentru dezvoltarea echilibrată a elevilor, directoarea instituției subliniază că, în ciuda accesului la informații digitale, cărțile oferă o profunzime a cunoașterii, abilități critice și creative care nu pot fi înlocuite. Noi toți în școală vrem să promovăm lectura. Că niciun mouse, niciun laptop nu o să înlocuiască mirosul de carte. Un copil care citește va crește un adult care gândește. Lectura ne deschide mintea și sufletul, aducându-ne mai aproape de lume și de noi înșine. La biblioteca din satul Neculaieuca, această oportunitate devine și mai accesibilă datorită recentei donații de cărți obținută prin programul de granturi mici 2024, organizat de Fondul pentru Tineri.